sub balanță vor fi schimbări în relația cu partenerul de viață, va avea lipsă de realism în activitatea sportivă sau artistică, comunicarea sub toate formele este blocată, în schimb va avea un succes financiar fără precedent. Deci, balanță. Sunt favorizate câștigurile financiare realizate prin efort personal, prin muncă, prin exploatarea talentului sau a inteligenței native. Persoanele care lucrează în domeniul justiției, cel medical, sau au ca obiect de activitate comunicațiile sau procesarea documentelor, sunt favorizate. Altă posibilitate constă în susținerea unor concursuri sau examene profesionale care, odată promovate, aduc sigur și creșterea veniturilor. Mai pot apărea câștiguri după rezolvarea favorabilă a unor conflicte soluționate pe cale judecătorească. Câștigurile sunt direct legate de aprecierea de care te bucuri în rândul celor care te cunosc. O imagine bună te ajută să faci bani. Relația cu partenerul de viață, în schimb, trece de la momente bune la unele nu prea plăcute, în repetate rânduri. Perioadele încordate vor alterna cu cele de bună înțelegere, totul din cauza unor conflicte care nu se pot rezolva decât prin compromisuri care presupun renunțarea la orgolii din ambele părți. Cei care nu au un partener au șansa, în schimb, de a găsi unul potrivit, dar relația va fi marcată de instabilitate. Începutul bun și succesul obținut în comunicarea ideilor sub formă scrisă sau vorbită te-au determinat, în schimb, să te apuci de treabă, dar timpul pe care ți l-a consumat în totalitate această pasiune, ajunsă la stadiul de ocupație permanentă, începe să se vadă în gospodăria unde locuiești și unde aproape nimic nu mai funcționează corespunzător din cauza neglijenței tale. Altă problemă generată de lipsa de timp constă în faptul că nu ai mai ieșit ca de obicei la distracție cu prietenii și din această cauză o ușoară stare de nervozitate a pus stăpânire pe tine. Pentru remedierea problemelor și continuarea în bune condiții a activităților tale, trebuie să ții cont de sfaturile partenerului de viață privind gestionarea timpului și să apelezi cu cheltuială la specialiști în remedierea problemelor locuinței. Pasiunile, hobby-urile, toate activitățile care presupun un spirit de creație sau competiție sunt rezultatul stării de visare și al idealismului și reprezintă o modalitate de a-ți exterioriza durerea provocată de starea conflictuală care te afectează în viața de zi cu zi.